angajat plenar în efortul dinamic și laborios pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, întregul nostru popor înscrie pretutindeni în țară noi și semnificative fapte de muncă. Uzinele Tractorul din Brașov. Perfecționarea produselor, realizarea lor la un nivel tot mai înalt de exigență, cu costuri cât mai reduse, formează principalele direcții de acțiune ale acestui reputat colectiv, care a dat până în prezent țării circa 350.000 de tractoare. O atenție deosebită acordă constructorii brașoveni îndeplinirii sarcinilor de export. Tractoarele lor pot fi întâlnite azi în peste 70 de țări, printre care Iugoslavia, Cehoslovacia, Elveția, Irlanda sau Iran. Astfel, vechea zicală despre perechea ideală pe care o formau un cal moldovenesc și un tânăr persan, de care se vorbește în cronici, va trebui reformulată. Simbol modern, tractorul românesc. În câmpia Bărăganului, în Dobrogea sau Banat, în ținuturile transilvane sau moldovenești, oamenii muncii din agricultură, răspunzând chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac totul pentru ca recolta acestui an să ajungă la timp în hambare. Prezența pe ogoare a elevilor și studenților, activitatea desfășurată de ei, capătă dimensiunile unui fapt de conștiință și se însumează unei utile și generoase experiențe de viață. N-are nicio importanță că marea inițiere începe cu bătături și puțină febră musculară. Bucuria și noblețea muncii sunt fără egal. Ancorați în cotidian, nu pierdem din vedere orizontul viitorului. Ne aflăm la Iași. Vechea urba Moldovei a devenit de puțin timp sediul celui mai tânăr centru de calcul din țară. Un veritabil palat al creierelor electronice, care execută comenzi pentru o gamă largă de întreprinderi și unde se formează simultan noi promoții de specialiști în tehnica mașinilor de calcul. Iașul, care a dat țării o strălucită pleiadă de matematicieni, mulți dintre ei de reputație internațională, nu-și dezminte renumele de avampost al științei și tehnicii moderne.